este octogonală, cu coloane de jur împrejur, sunt morminte romane. Da, pe asta și eu. Asta e ok. Și pot să iau din... Asta este adăugată de crești, de crești. Campanela. Vede că e piatră. Și până mai avea un mor, avea un interiorul din Palatul Diocletian. Practic au rămas materții. Este poarta între cele două coloane, în stânga e bazilica și în dreapta este peristilul. Deci revenind, acolo este poarta cu peristilul de jur împrejur. O să mergem puțin, este ceva rotund. De aici venea Diocletian și ținea, bine, fără asta de... Au adăugat-o ei. Ținea discursurile la mulțime. Mulțimea era mulțime mică pe vremea aia. Dar aici se petrecea tot. De exemplu... Mai departe nu mai face parte din Palatul Diocletian, adică n-a mai rămas din era Palatul, se întindea pe acolo și cu Palatul și au făcut o militație. Da, nu mai. Da. Și o rotundă. Acum, o să fiți în acest palat și o să vă arăt în continuare că nu am venit. Templul lui Jupiter. Da, Jupiter. Noastră. Da. Deci, sarcofagul este de pe vremea lui Diocletian. Toate frizele acelea sunt de pe vremea lui, Diocletian. Vedeți? Care cadrează. Ăsta este cel de-al doilea sfinx, tot din secolul XV, înaintea erii noastre. Toate restul caselor sunt case de modiu de secolul 14-15 și cam asta este, templul de ștepul. Și aici sunt luate decorate. Da. Да, да, да.
papa, deci l-am spus de la început, este din secolul 15, este model venețian clar, uitați-vă curtea interioară, adăpostește muzeul orașului, muzei Grada Sfânta. Uitați-vă tot... Care a introdus limba croată în biserică. Cultură de metru. Aspect venețian. Sunt specifice cu dalmații. O să vedem și la Dubrovnik, la multe locuri. Această zodiacal și ceea ce este important este că această clădire este primărie. Care? Asta. Bravo. În zilele noastre? Da, da, este primărie. Inclusiv venețiană. Da, adică tot ansamblul ăsta este primărie. Având la aici la bază muzeul orașului, o să vă mirați. Mai multe locuri le vedea primăria cu cârciumă la, la parter. Da, nu era nevoie de 2000 de euro. Altă statuia lui Mestrovici este statuia unui gânditor și poet, Marulis, a trăit între 1450, uitați. Mestrovici a umplut Splitul de statui sculptate de el, că a fost copilul Splitului. În orice caz să știți că acest Mestrovici a avut o viață tare ciudată. El a fost cioplitor în piatră, adică zilier așa, și a ajuns la un fel de artist care făcea fel și fel de cruci de cavouri. Cineva și-a dat seama stins. Splitul pe înserate. Cum arată pe faleza în Split. Inclusiv muzica asfaltată. Piața San Marco din Veneția este stil renaștere și în această piață se desfășoară festivalul de la Split. Aici, în spațiul acesta deschis, se desfășoară festivalul de la Split. Procurative, îi zic. De altfel, îi zice altcumva denumirea actuală, nu mai știu cum îi zice. Turul nostru s-a terminat. Da, vă domnule,
fratul Diocletian. Nu astea. Da, de exterior, bineînțeles. Asta e lucrurile, dar unii asficiente. Deci aici sunt biznițele de la Diocletian, care a transformat în boticuri. În boticară și. Drumul spre Dubrovnik.